Primăvara vine cu un suflu nou pe toate domeniile, inclusiv pe cel muzical. În această dimineață discutăm despre un nou single lansat de către Mihai Popistașu și Amir Arafat. Ni s-au alăturat și în platou. Bună dimineața și bine ați venit. Bună dimineața, bună dimineața. Da, mi se tem. Multă dimineața, da? Da, m-am trezit foarte târziu, recunosc, și este și un trafic. E groaznic. Păi să știe că artiștii nu se trezesc de dimineață cu ușurință, nu? Dar trebuie să facem eforturi. Trebuie, sigur. Cum s-a întâmplat această colaborare? Cum v-ați întâlnit? Noi ne-am întâlnit de mult, de 2008. De la Mega Star România. Bună. Avem ceva timp, 10 ani aproape. Numai că a fost o întrerupere și... Bine, că el m-a trădat, bineînțeles. Și după care ne-am reîntâlnit cu alte proiecte legate de televiziune și așa mai departe. Am început cu ideea de a face o emisiune cu Amir și încet, încet am dezvoltat toată treaba asta. Am făcut și niște sketch-uri. Da. Și am participat la tot felul de, știu și eu, evenimente, proiecte. Putem să vorbim și despre proiectul Ai Talent. Vom povesti și despre acestea, dar până să ajungem acolo, vreau să discutăm despre noul single pe care îl și ascultăm pe fundal. Nu dar nu e asta. Nu e asta, e altul. Din legii ne-au îmbuse de roare. Nu nicio problemă. Asta e un single de-a lui. Discutăm despre noul single de această dată. Asta e unul vechi. Vă cunoașteți de aproximativ ani, cum mi-ați spus, și este prima colaborare pe plan muzical? Pe plan muzical? Nu, noi am mai avut colaborări pe plan muzical, dar nu au fost atât de știu și eu, intense și de lungă durată. Au fost așa, chestiuțe. Am fost la un eveniment. De ce v-ați gândit să faceți mai mult decât muzică? Adică să faceți și sketch-uri, să faceți și emisiuni TV, ne-am sudat, să spunem, în 2008, noi, Crina Mardare, ne-a sudat, ne-a apropiat unul de altul și ne-am înțeles. Bineînțeles, mergem pe aceeași unde amândoi. Gândim la fel, practic. Da, asta mă ajută să faci o echipă bună. Da, el mă imită. Da. Cine a lucrat la această piesă? Nu este această piesă. Dar, nu această piesă, această piesă nu lansată. I-au rămas acolo. Nu, la această piesă ne-am întâlnit pur și simplu, am zis, băi, hai să facem o piesă. Eu am luat inițiativa de a deschide un studio, IM Studio se numește. M-am o gașcă de tineri talentați și a ieșit așa, pur și simplu, într-o seară. Ne-am pus gândurile pe foaie și i-am dat drumul. Și a ieșit treaba asta. Deci ați și compus-o voi? Da, sigur, noi. Da. Păi vreau să ieșim cumva din, știu și eu, din nișa cover-urilor. Pentru că toată treaba asta este limitată și toți artiștii trebuie să-și dea seama că... Trebuie să fii tu compozitor. Este nevoie de producție, pentru că un artist adevărat își transmite sentimentele, nu doar prin ce gândește. Nu. Prin a cânta un cover. Pur și simplu chestia asta e limitată. Băi, cânti mișto. Da. El cântă într-un fel, piesa asta. Trebuie să spui gândurile pe foaie și să transmiți ceea ce ai tu de transmis. Și publicul trebuie să vă asocieze niște melodii. Da. În cazul cover-urilor este mai dificil. Ce vă place mai mult ca artiști? Să stați în studio, să înregistrați, să reînregistrați și așa mai departe? Sau să ieșiți și să aveți interacțiunea cu publicul? Adică viața de concert. Adică de la compus la toate au loc... plăcerea lor. Am înțeles. Mă scuzați, eu vorbesc română mai greu. Să nu credeți altele. Trebuie să anunț. Ideea e în felul următor. Toată chestia asta... cu viața artistului e în felul următor. Ai niște pași. Mergi prin tot felul de filtre, la un moment dat te expui cântând niște cover-uri, dar încet, încet îți dai seama că trebuie să faci altceva. Și există acel foc care arde în momentul în care simți că nu mai transmiți publicului așa cum trebuie piesele altora, pur și simplu transmiți gândurile tale puse pe instrumental. Super. Care sunt ecourile în urma lansării piesei? Până acum avem un ecou frumos, adică o chestie pozitivă din partea publicului. Feedback pozitiv, ceea ce am primit. Piesa se numește Doar o stare. Și starea e bună sau? Nu-mi place când ești rea. Starea este, nu știu cum să zic,
este puțin... adică este o melodie veselă sau una mai tristă? Nu, nu este o melodie veselă. Încerc să dau așa o explicație. Are și chestii pozitive. Este vorba de toate stările prin care trece orice om și... Într-o relație. Nu într-o relație, în absolut orice. În viață. Da, că e bine, că e rău, că ești supărat, că ești trist, treci printr-o stare fără de care, tabloul vieții arată, versurile arată și realitatea care o trăim. Adică, cumva, ne arată partea urâtă care o trăim în momentul de față, dar în același timp, chiar dacă trăim așa, hai să nu ne focalizăm spre chestia aia, hai să plecăm și că fără ea nu am fi și fericiți. Ceva de genul. Ce urmează după acest single? Aveți în plan un altul? Single. Da, un single. Un nou single. Da, avem multe proiecte, dar le luăm ușor. Are 10 ani și de odihnă. Noi în ultimul timp nu ne-am odihnit. Adică am stat așa într-un stres continuu, dar știm că este doar o perioadă. Bun. Cu partea muzicală ne-am lămurit. Spuneați că împreună colaborați și pentru alte activități. Da, avem un proiect, în primul rând, se numește Văleu. Văleu. Îl găsim pe YouTube? Mă găsim? Da, Văleu, da? E fără diacritice. Pe Facebook, de fapt. Pe Facebook. Okay. Exact. E vorba despre filmulețe de scurt metraj, într-un comic. Stil comic. Da. Arată și realitatea în care o trăim. Adică problemele sociale le transmitem prin chestia asta, dar într-un mod comic. Am avut un mare succes până acum. Avem foarte multe vizualizări la filmulețe, etc. E frumos, e frumos. Cine vrea să ne urmărească, ne găsește pe Facebook. Like pe Văleu. Voi jucați sau doar produceți acest? Noi jucăm. Voi jucați, sunteți actori. Noi producem împreună Erica cu Erica Moldovan. Noi suntem cu ideile tâmpite și Erica vine și ne aranjează și facem așa. Apărem noi. Erica, mi-a venit o idee. Ea trece gâtul. Nu-i bun. Cred că așa e mai bine. Nu, că are experiență în spate, 11 ani de actorie și noi nu suntem actori profesioniști, adică noi suntem muzicieni până la urmă. Dar facem și asta și De cât timp ați început proiectul? De vreo 5 luni. El e prostuțul. Da, împărțim rolurile. Împărțim rolurile. Eu sunt, cum se numește ea? Cum ești? Arab? Nu, împărțim rolurile în funcție de, nu știu, știi cum e? Ne explica și Erica Moldovan. Sunt anumite roluri care nu ți se potrivesc și le împărțim în funcție de caracterul nostru, de cum suntem noi și să ne iasă produsul. Okay. Mm-hmm. Vom accesa și noi pagina de Facebook și o să urmărim filmulețele și vom da verdictul. Sunteți talentați ori nu sunteți? Până atunci suntem convinși că sunteți talentați în domeniul muzicii și le propun celor de acasă să urmărim videoclipul, pentru că aveți și videoclip la această nouă piesă. Vă mulțumim pentru prezență și vă mai așteptăm cu următorul single. Sărbună! Urmărim acum videoclipul, cum vă spuneam, Doar o stare, Mihai Popistașu și Amir Arafat.